și ne-am avut la profesor, mai ai povestit de matematică. Tema pentru ablații. Pentru acasă. Clasa a 6-a. Azi suntem în 21. 0, 2, 2018. Ok. Spui, dar vede că ai ceva în legătură cu procente, da? Da. O bancă de dobândă anuală. Procente. Despre asta s-a discutat. Poftim. O bancă dă 12% dobândă anuală. Ce sumă de bani a depus o persoană dacă după 2 ani are în cont 3.763.200.000 de lei. Deci, o bancă, încă o dată scrie pe aceea. O bancă dă dobândă anuală de 12%. Unde o fibești tu pe asta? 12% e dobândă, da? Ca să iasă și cu mai mare. 12% oferă banca. Da. Și dacă depui o sumă, datorită acestui procentaj, acestui procent, deci după un an de zile, obții o sumă mărită. Nu se înțelege? Da. Adică dacă am pune 100 de lei, fiindcă avem 12%, adică la 100 aceea mai adăugăm 12 lei. Da? 12 lei, așa zice. 112 va avea. Dacă are 200, va avea 224 și mai departe. Deci, acum, practic, ce s-a întâmplat? După ce a fost depusă suma respectivă, nu? După un an de zile, are ce sumă acum? După 2 ani? Da. După 2 ani. Bun. Deci, după 2 ani, atunci suma pe care o are este? Este de 3.763.200.000 Da, 200 mii. Nu, 200. Atât. Deci 3 miliarde. Da. Nu, nu știu dacă am citit bine. Păi, citește-mi, atunci citește-mi cum, citește-mi cum spui tu. Acum, cum îl citești acum? Ce sumă are? Nu, nu, numărul ăsta trebuie să-l citim, știu. Trebuie să-l știm. 3.763.200.000 Când mi-ai zis 3 miliarde, eu m-am pregătit. 3 miliarde, 763 de milioane și 200 de mii. Trebuia să mă duc, nu? Da. Așa. Acum, venim și spunem așa. Deci, vreau să înțelegi ce se întâmplă. Datorită faptului că avem 12%, ce se întâmplă? Suma pe care o avem plus dobânda care se adaugă, și dobânda este 12. Suma înmulțit cu 12 pe 100. La suma aceea adăugăm, nu? Deci asta e suma care l-am depus-o inițial. Și datorită faptului că i se adaugă după un an de zile 12%, 12% din sumă. Depinde cât am depus. Deci, ce spunem, suma se mulțește cu 12 pe 100. Că 12% înseamnă 12 pe 100. Și asta este suma după un an de zile. Deci, după un an de zile, suma este asta. Acum, în clipa în care în un an de zile se întâmplă asta. Da, la 2 ani de zile va fi 2 să... Nu, suma, da, suma este aceeași. Deci suma este aceeași. Suma plus 2 S ori 12 pe 100. Dar de ce 2 S? Hai să vedem de ce. Anu, S ori 24. Așa, mă, așa. Deci 12% e o dată și încă 12%. Adică noi ar trebui să mai adăugăm după 2 ani, dacă vrei, încă un S mulțit cu 12 pe 100.
Acum, putem gândi așa. Aceasta este suma, insist, după un an de zile, da? Dar încă un an, după un an, încă următorul an, îi se adaugă 12%. Putem să gândim din toată suma, că ea a crescut după un an de zile. Deci după un an. După un an. S-a mărit suma. Da? Din ce cauză? Că a venit 12%. Așa. Noua sumă, hai să o notăm cu S1. Asta după un an de zile. Anul următor, deci primul an a fost asta. Al doilea an, sume S1, da? S1, îi adăugăm S1 înmulțit cu S1 înmulțit cu 12%. Da. Că ei se adaugă anul următor. Eu așa cred că se capitalizează. Dacă a crescut cu atâta la sută, ar trebui noi sume. Dacă însă nu se gândește așa, ci la suma inițială îi se pune din nou 12%, sau înseamnă 24 pe 100, ar fi varianta asta. Însă eu aș vedea, așa aș vedea că e corect. Adică noi sume se aplică anul următor 12%. Așadar, aici vine încă o dată 12 pe 100 și este egal această sumă după 2 ani cu 3.763.200. Insist. Deci, după un an, vechea sumă a ajuns la S1. Încă o dată lui S1 îi aplicăm același procedeu și se ajunge după 2 ani la suma asta. Așa mi se pare corect. Dar o să vedem dacă autorul a gândit așa sau dacă, mă rog, a gândit-o, cum spuneam mai devreme, să fie 24 pe 100. Deci, nu știu foarte bine eu așa cum care e tehnica acolo la bancă, dar așa aș vedea că este corect. Și acum, piesul ăsta, din ce îl înlocuim aici, mai exact. Hai să o prelucrăm pe asta, Dagde. Ce ai putea face din cei doi termeni aici? Ies înmulțit cu. Putem să dăm un factor comun pies. Că ies să-l vedem și aici, și aici. Nu-i factor comun, e o adunare de doi termeni, da? Și te rog să spui, el va fi echivalent cu? Ies pe lângă. Ies pe lângă. 1, atenție, a rămas 1, nu poți să spui. 1 plus, așa. 12. Aici putem simplifica printr-un 4. Printr-un 4 și au venit 3 pe 25. 3 pe 25, e bine că nu umblăm să, nu dorim să ducem după noi fracții de astea reductibile. Vrem ireductibile, da? Și este egal cu S1. Echivalent, hai să lucrăm un pic. Ce facem aici? Atunci ce ajută? Hai mai repede, trezește-te un pic. Nu știu. Ce ți este? Ce nu știi? Spune. Nu știu, știam să fac, scriam numărul pe 100, ori 13%. Numărul? Deci scriam 3, 7, 6, 3, supra 100. Așa. 18%. Dar noi nu, vezi, a rezultat suma asta. Încă o dată, mai citește problema să vezi dacă... O bancă de dobândă anulă de 12%. Așa. Ce sumă de bani a depus persoana? Ce sumă de bani a depus? Că nu știm suma care a depus-o. Tu știai să spui așa, am suma asta să-i fac 12%. Ei îi făceai 12%, dar eu nu știu suma, eu știu rezultatul. Ia uite. Asta este problema. Încă o dată, citește ca să te convingi. O bancă de dobândă anuală de 12%. Ce sumă de bani a depus o persoană dacă după 2 ani are în cont 3 milioane? Vezi?
Îți dă rezultatul. Are în cont suma aceea. Nu știm. Tu ce știai, tu ai reținut la clasă, că pentru a afla pe la sută dintr-un număr, deci pe la sută dintr-un număr, din 500. 500, cât este 12% din 500. Asta înseamnă că faci 500. 500 ori 12 pe 100, nu? Asta înseamnă 12%, 12%. Deci, atenție, în clipa afaceri, te faci 5 ori 60. Deci tu ai reținut la clasă că se mulțea procentul cu suma respectivă. Asta când vrei să afli cât e procentul, cât e valoarea procentului din suma respectivă. Dar acum noi avem rezultatul acțiunii. Nu știm suma pe care au avut-o. Nu știm pe acest 500. Deci asta trebuie să aflăm. Acum, autorul practic ne-a dat cât? Suma ce a rezultat la 560. 500 plus 60 egal cu 560. El ar fi așa. Ce sumă ați depus voi dacă după un an de zile cu 12% am 560? Și noi trebuie să aflăm pe 500. Deci e o problemă diferită de ce înțelegi la școală, cât trebuia să afli procentul dintr-o valoare, dintr-un număr. Să ți-l dădea număr și făcea procentul. Cum nu le-a dat număr? Nu dădea 500 și făcea procentul. Procentul este 60. Dar acum îmi dă rezultatul procentului, 60-ul ăsta, și trebuie să aflu suma respectivă, da? Bun. Hai să vedem aici. Acum, ai înțeles de ce a făcut așa. Insist încă o dată ca să înțeleagă toată lumea și mai ales important să înțelegi tu și înțelegând tu, înțeleg și ceilalți toți. Deci, după un an de zile, suma aceea pe care o depus-o el nu mai este aceeași. Din cauza faptului că ea a fost modificată datorită procentului. Nu știm ce sumă a fost. După un an de zile, ajunge la nesumă. Ei, acestei sume, îi se aplică încă o dată procentul. Iesunul crește cu iesunul ori 12 pe 100. 100. Și ajunge la suma asta. Și ajunge la suma asta. Așa asta, acum nu poate fi prelucrată, adică doar un pic scoatem pe iesunul un factor comun, cum facem aici cu ies. Da? Și ar fi aici. Acum ai înțeles de ce. Aducem la aceeași viitor și că vine aici. Aici că vine 29 și cu 3, 28 supra 25. Deci yes ori 28 pe 25 egal cu yes-ul. Hai să o prelucrăm și pe asta. Echivalent aici. Ce am putea face aici? O să înlocuiesc. Ori înlocuim pe yes-ul, ori hai să scoatem un factor bun, să mai prelucrăm și pe ea. Ca și mai înainte. Și vine aici cât? Iesul pe lângă 1 plus 12 adică plus 3 pe 25. Adică exact? Adică pe același lucru. Adică 28? 28 pe 25 egal cu suma 3.763.200. Da? Bun. Și acum, iesul acesta vinem și înlocuim aici. Și ce se întâmplă? S ori 2... Poți să scopi 28 supra 25 în fapt? Nu, să înlocuim pur și simplu. Da? S ori 28. Deci echivalent cu a spune că... S ori 28 supra 25 ori... 28 supra 25 da. Egal cu 3.763.200. Aceasta este relația. Hai să muncim un pic la ea și să vedem. Păi, ar veni yes ori echivalent, va spune yes ori 28 ori 28 784
supra 25 ori 25, 25 ori 625. Supra 625 este egal cu 3.763.200. Da? 200. Și noi trebuie să-l găsim pe cine? Pe? Yes. Yes. Echivalent, cum propui să lucrăm? Păi S este împărțit într-un 784 și 625. Cum? Cum? Deci S cu cine ar fi egal? Încă o dată? S o să fie egal cu... Ăsta actual? Da, ori 625 supra 784. Exact, cum am împărțit la asta și mă țin cu a doua inversare, da? Ori 625 supra 784. Deci S este egal cu 3.763.200, da, cu 625 supra 784. Simplifică numărul acela imens. Ia să vedem 3.763.200 se împarte la 784. Aici dacă am începe să facem simplificările, se împarte exact, da? 4.800. Deci, ăsta tot, se împarte la ăsta tot și face 4.800. Dacă nu am fi avut șansa să facem împărțire efectiv, că la lucrare trebuie să te aștepți să se împarte exact, corect, să se facă simplificarea asta, da? Și va fi 4.800 ori 625. Da. Deci yes, este egal cu 4.800 ori 625 și egal mai departe cu 3 milioane. Răspuns corect. Da. Deci, suma pe care o depus-o respectivul la început a fost de 3 milioane. Mai insist o dată, eu am încercat să gândesc logic, așa să văd cum anume. Deci dacă depui o sumă, datorită faptului că se aplică procentajul acela, sumii respective, ea crește. Deci, după un an de zile, suma care am depus-o crește, îi se adaugă ei procentul sumei respective. Adică suma se mulțește cu 12%, să vedem cât îi se adaugă. Și obțin că suma e 1. Nu știm cine este. Ei anul următor îi se adaugă din nou procentul. Și obținem valoarea asta. Da. Da? Ei bine, după ce am gândit așa, haide să lucrăm. Și am lucrat, ai văzut, am scos trebuie să fac tocmă. Dar acum, calcul matematic, obținem cele două relații, înlocuim pe suma aici, dar acum ne ducem la calcul efectiv și în umbra înlocuirii, IES-ul va fi egal cu, am spus mai devreme, cu suma respectivă 625 pe 784. Deci dacă făceau 24%, nu ieși acolo. Nu, nu, nu. Da? Deci așa ne-am gândit. Așa? Deci... Deci e clar, la fiecare an... Sigur că da, se capitalizează suma. Da. Dacă ai fost după 3 ani, ar fi spus păi, după 3 ani... scriam S2 plus S2 ori... 12% egal cu suma și ne întrecem... Egal cu suma asta, da? Da. Și ne întoarcem înapoi, din aproape în aproape, până când ajungem la S. Deci înlocăm de S1 și tot așa, S2, S1 și se găsea relația în S. Da. Deci, vezi? Tu ai ținut minte de la clasă faptul că calculăm procentul dintr-un număr. Ți se dădea numărul și calculai procentul. Cât la sută reprezintă din numărul acela procentul acela, valorul procentului. De data asta, noi am avut... Deci ce trebuie să ții tu minte aici la procente? Avem o relație de tipul următor. Asta trebuie să ținem minte clar. Deci, e vorba de faptul că în toate problemele la procente avem o formulă care sună așa. O sumă S înmulțit cu procentul, da,
o sumă, un număr, înmulțit cu procentul, este egal cu... egal cu... Valoarea pe care o găsim. Egal cu vânt. Deci suma înmulțită cu procentul egal cu valoarea. Sau numărul înmulțit cu procentul egal cu valoarea. În această relație, câte necunoscute sunt? Una, două, trei. Totdeauna trebuie să ne dea două și o aflăm pe treia. Da? Deci avem câte situații. Hai să vedem aici. Câte situații am avea. Pe la sută asta, da? Pe la sută trebuie să înțeleg, da? Prin procentul acesta. Relația pe care o avem, asta este de bază. Și ce probleme putem avea? Prima problemă. Se dau IES-ul și P-ul la sută. Și se cere V egal cu cine? Atunci V-ul cât este? Deci, avem cele două și trebuie să avem valoarea procentului. Păi valoarea este egală cu E supra 100 ori P la 100. Ori P. Yes, ori P, da? Deci, valoarea, uite formula aici. V este egală cu... Hai să luăm concret. Yes egal cu 500, cum am dat mai devreme. Și P egal cu 5 la 100. Atunci V-ul va fi egal cu 500 pe 100. 500 ori. Uite, 500 ori. Dar vă spun 500 pe 100 ori 5. Păi, dar când zici pe 100, ai mușcat din procent. Spune ori procent, ori cât am zis. 5 supra 100, că sigur că tu ai dreptate. Dar să fie respectată așa problema, să înțeleg toți prietenii noștri. Și egal mai departe, acum simplificăm 100 pe 100 și 5 ori 5, 25. Deci valoarea procentului din suma C este 25. De acord, da? O altă situație, 2. Se dau alte două relații. Hai să facem situația în care am avut noi. Procentul. Ne-am avut procentul și valoarea. Și suma trebuie să o aflăm. Da? Deci, am procentul dat, valoarea V e dată și ne întrebăm, ies suma aceea sau numărul respectiv, cine o fi? Ne ducem la formulă, noi nici nu ne batem cap. Scriem în formula aceea, ies ori P la 100, egal cu valoarea, o scriem din nou ca să ne fie clară relația, și echivalent acum cu ies, nu știu, ies o las, ori pe la 100, îl știm. Hai să zicem că pe la 100 e dată, ca exemplu aici, 5%, da? Tot ca și înainte. Și trebuie să aflăm pe V. V-ul, iarăși, e dat. Da. Hai să zicem că 25. Mergem înapoi, da? 25. Nu are importanță numerele care le fixăm acolo. Și atunci, zicem, suma ori 5%, 5 pe 100, este egal cu 25. Mai mult pe cele date. Și echivalent, acum cu a spune că 5 cu 100 se simplifică și face 1 pe 20, devine ies ori 1 pe 20, egal cu 25. Ceea ce ar fi echivalent, că ies egal cu, spune tu, ies egal cu 25. Da? 25. Ori 20 pe 1. Da. Nu? Că inversăm. Da? 25. Adică ar trebui să 25 împărțit la 1 pe 20 și atunci înmulțit cu 20 pe 1. E parcă am ajuns la același doar și am împărțit la 1. Da? Și ies va fi egal cu 500. Nu? Vine așa. Cu 2 ori 25. 500. Și am găsit exact situația din aici. Acum, al treilea moment pe care îl putem surprinde, se dau. Cine se dau? Și IES-ul, și V-ul. Ca să mergem pe același model, IES-ul este dat 500. V-ul este dat 25. Și atunci P-ul egal cu cine?
pe la sută, da? Pe la sută. Procentul trebuie să află. Și zice, vei tu mai vezi tu. Ne apucăm de lucru și scriem. Yes, adică 500. 500, pe la sută. Pe la sută, deci pe 100. Egal cu 25. Pe 100, da. Să-și scriem, egal cu? 25. 25. Păi 100 cu 100 se duc aici. Da, și pe la sută. Da. Este egal cu, cu 5. Egal cu 5, că 25 împărți la 5, da? Da. Egal cu 5, pe o, rezultă că pe o egal cu 5 la 100, da? 5 la 100. Deci pe o egal cu 5 și cum un procentul, așa l-am văzut, l-am tradus, e 5%. Și cu asta am rezolvat problema. Deci toate cele trei cazuri, acum sunt clare, formula asta este de bază, noi la asta vom avea tot timpul ochiul și vedem să dau două din ele și aflăm de treia. Asta e povestea. Mergem mai departe, o altă problemă. Ok. Hai. După o reducere de 6% și o altă de 5%, un produs costă 178,6 lei. Aflați prețul inițial. Da. Încă o dată. El avea o anumită... Un preț. Un preț. Hai să zicem noi, fiindcă am notat cu pielea până în formulă, o sumă, da. Era un anumit număr, da. Nu știm. După o reducere de 6% și 5%. Deci mai întâi o 6%. Păi, deci, nu putem să facem direct 11%? Păi nu, e ca la bancă. Așa. S-a făcut odată 6 și apoi din 5 rezultă. Deci o rezultă i s-a aplicat. Da, păi acum a zis domnul profesor. Și o altă de 5%. Deci o dată 6%, prima da. Dată. Și o altă de 5%. Și prima, a doua oară, a doua etapă, 5%. Reducere. Deci avem reducere în două etape. Unul cu 6% și cu 5%. Acum un produs costă 178 de lei și 6... Deci după cele două etape de reducere, rezultă că produsul respectiv, adică valoarea, nu? Valoarea produsului egală cu produsul 178,6 lei. Vreau să te vreau pe tine să gândești problema asta. Păi, o să începem de la al doilea. Pentru că mă gândesc că mai întâi a fost din suma mai mare și a... Vreau să scriu valoarea egală. Adică, hai să începem după prima etapă. Păi, nu știi suma la început. Păi, da, nu știu, suma egal cu semnul întrebare, procentul egal cu 6, și valoarea egal cu 178,6. Nu! Valoarea e după două etape. Doar etapă. Finalul de la. Așa la finalul. Păi nu pot să încep de la, adică, suma nu știu. Da. Procentul e 5%. Da, să notăm. Hai să notăm cu yes, vrei suma. Dar nu-i suma la început aceea. Yes 1 asta, ce rezultat după prima reducere. Deci dacă notăm cu suma IES la început, valoarea cu cei care fost la început... Începe cu 6. Deci începe cu 6%. Cum gândim? Te rog. Deci, nu IES ăla, din IES ăla, adăugăm sau scădem? Scădem. Scădem. Deci minus IES ori 6%. Da. Deci, din sumă se scade valoarea asta după reducere, da? Egal cu IES-ul. Da? Egal cu IES-ul. Și... Acum. Acum scriem S pe nubus. Vrei să lucrăm la ea? Da. Hai, uite, echivalent. S pe lângă...
1 minus 6 pe 100. Adică ce trebuie aici face? 3 pe... 3 pe... Hai, hai, pe 50. Pe 50, da. Păi da, dacă plecăm pe 2, egal cu S1. Egal cu S1. Echivalent cu? Echivalent cu S pe lângă 50 minus 3, 47. 47 supra? Supra 50. Da, și egal cu S1. Și acum o lucrăm pe cealaltă relație. Și cum o facem pe azi? S1 ori 5 pe 100. S1 minus. Așa. S1 ori 5 pe 100. 5 pe 100. Egal cu 178,6 lei. Așa. Echivalent. O lucrăm. Da. Și va fi S1 pe lângă. Da. Putem să spunem direct 5 cu 100, care va veni 1 pe 20. Da. Va fi 20 pe 1. Nu. 20 pe... Stați. 1 va fi. Pentru că va fi S pe lângă... S1 pe lângă? S1 pe lângă 1 pe 1 minus. Hai, atenție multă! Nu, că vreau să spun direct. Se simplifica direct și amplificam pe 1. Cât? Atunci, dacă vrei direct? Păi, dacă se simplifica 5 pe 100 și venea 1 pe 20, 1 venea. Ai, nu cred. Hai să vedem pe... Să luăm ușor. 19 deci... pe 20. Păi, 19 pe 20. Că am adunat și azi 20 minus... Da, 19 pe 20. Da? Deci, atenție multe. Nu, ca să nu greșești, iau un pic de lete. Și dacă ai siguranță, sigur că e foarte rapid, ai pășit un baș. Deci ai spus 19 da. Pe 20, pentru toți prietenii noștri înseamnă că a scăzut un 1. O să așa, 20 minus 1, deci... Și face 19, egal cu 176,178. Da. 178,6. Acum vom înlocui pe S1. Așa. Și va fi S ori 47 supra... S ori 47 supra 50. Ori... Da. 19 pe 20. Așa. Egal cu? Egal cu... Vom... 178,6. Echivalent cu? Vom... vedem dacă sunt simplificări de făcut. Așa. 50 este... 2. Nu cred. Nu. Așa, simplificări, nu. 19 nu. Mai prim, 47 de, și el... Nu mai prim, da. Deci nu avem ce face. 47, 19... Am putea să mulțim, da? Sau... Să... Înmulțim cu un 20 pe 19 și un 50 pe 47. Sigur că da. Alte spui 5 ori 2, 10. 1000 ar face. Da. Da. Deci, hai să lăsăm asta, să nu le mulțim deodată. Da? Și zici, yes. Yes ori 47 ori 19 supra 1000 este egal cu 178,6. Ce ar fi echivalent cu... Echivalent cu S egal cu da. 178,6 da. Ori 1000 da. Supra 47 ori 19. Exact. Acum trebuie să facem